Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Emisiunea de astăzi este una foarte dragă mie pentru că o avem alături de noi pe Iarina Foia, colega mea de laborator de anul trecut, care am împărțit-o pe doamna laborantă la probele practice. Ea a participat anul acesta la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, cochetează și cu biologia, cu artele plastice și o să o rog să ne prezinte mai în detaliu pasiunile ei. Bună seara, mă numesc Foia Iarina și studiez la Colegiul Național Roman Vodă. Sunt pasionată de biologie și de artă și de limba și literatura română, așa cum a spus și prietena mea. Am participat în clasa 7-a la Olimpiada Națională de Biologie, unde m-am clasat pe locurile 10-11 pe țară și am luat mențiune. După cum am spus, cochetez și cu arta. Am avut expoziții organizate de draga mea doamnă profesoară, Oana Cosma, la Iași, de Ziua Copilului, la Florența, la Roma, de Blecher Fest, la Muzeul de Artă și am participat la o lansare de carte, unde mi-am expus o mare parte din tablourile mele. Aș vrea în viitor să continui pe această direcție. Aș vrea prima facultate să fie medicina, pentru că aș vrea să mă dezvolt mult în această direcție. Și a doua facultate, așa cred că va fi arta, pentru că nu aș putea să înlătur această parte a vieții mele de lângă mine. Am crescut desenând. De mică mi-a plăcut să desenez. De la grădiniță am început să mă exprim în acest fel, pentru că educatoarelor și femeilor de la bucătărie, celor care mă înconjurau, le-au plăcut ceea ce fac. M-au încurajat să continui și cred că ar fi o mare pierdere pentru mine să mă opresc din acest drum. Când foarte... ai atât de multe oportunități și un potențial fantastic, după cum ne mărturisai chiar tu, ne-ai luat foarte, foarte repede cu atât de multe detalii, dar pe mine m-a fascinat în principal faptul că ai menționat de expoziții în Italia. Care a fost cea mai recentă expoziție a ta și cum ai ajuns să ai expoziții chiar în Florența și Roma? La Roma am avut, la Roman Art Gallery, odată cu lansarea de carte a doamnei mele profesoare, doamna Oana Cosma. Datorită ei, practic, am ajuns aici. Ea m-a ajutat să mă dezvolt pentru că m-a descoperit în clasa 6-a și m-a orientat în această parte a vieții mele și m-a învățat că arta nu înseamnă doar expoziții, nu înseamnă doar ceea ce toți vedem la televizor sau nu este doar superficialitate, ea reprezintă ceva care se apropie foarte mult de noi și este ceva ce trebuie fiecare să aibă în viața lui. O parte sentimentală care te arată așa cum ești tu și îți arată atât calitățile cât și defectele și te arată așa cum vrei tu să fii. În artă nu te dezvolți și îți conturezi așa în linii mari drumul în viață. Nu cred că este o parte superficială, pentru că, așa cum am zis, ea reprezintă mult suflet și multă dăruire. Mi se pare o definiție foarte completă și foarte interesantă a artei. După cum ai spus și tu, chiar avem nevoie de genul acesta de mentor, cum a fost doamna ta profesoară, care să te canalizeze atât de frumos spre ceea ce faci acum cu atât de mult succes. Și da, generația noastră are tendința de a privi cu foarte multă superficialitate arta, pentru că probabil trăim în secolul vitezei și nu mai avem timp să o analizăm, dar nu știm de fapt ceea ce pierdem. Am observat că tu împletești foarte, foarte frumos.
arta cu biologia. Spune-ne dacă te inspiră în vreun fel biologia și cum ai descoperit lucrul acesta. Pasiunea pentru biologie mi-a fost prezentată așa pe neașteptate, pentru că a apărut în viața mea din senin. În clasa 7-a am avut parte de o profesoară foarte dedicată, doamna Plosca Elizabeta, care a știut să prezinte această materie într-un mod foarte frumos, care să ne atragă pe noi copii către ea. Au fost la fel de șocați și părinții mei, nu se așteptau. Odată ce m-au văzut că vreau să continui în această direcție, m-au încurajat și, după cum am zis, am participat la naționale și mi-aș dori ca și în viitor să continui în biologie și să merg la medicină, cum am zis. Mi-ar plăcea chirurgie pentru că reprezintă o mare provocare pentru mine. Vreau să îmi depășesc fricile și să cunosc o altă dimensiune a acestei profesii, și anume medicina. Mi-ai mărturisit și mai devreme în privat că ai o reticență față de medicină pentru că ți este frică, nu știu, de sânge și de ceea ce este viu. Chiar discutam la un moment dat că în profesia de medic ai o viață în palmă și în funcție de cum ții mâna, ori o lași să zboare, o strivești, îți curge printre degete. În ce moment al vieții tale ți-ai dat seama că vrei să-ți înfrunți această frică? Cred că odată ce am aprofundat și mi-am aprofundat și pasiunea, arta a însemnat pentru mine și o dezvoltare din punct de vedere al persoanei mele și mi-am dat seama că doar înfruntându-mi fricile pot să depășesc această barieră care mă limitează de tot ce îmi doresc, de medicină, de exemplu părerea publicului sau a oamenilor din jurul meu. Am încercat să o ignor în timpul prin artă, prin pasiunea mea și să mă arăt pe mine așa cum aș vrea să fiu. Asta e absolut fantastic. Deci tu consideri că dacă îți înfrunți aceste frici în totalitate, poate reprezenta o deschidere pentru tine inclusiv în artă. Abia așteptăm să-ți vedem lucrările după ce vei absolvi medicina. Povestește-ne puțin despre ceea ce te inspiră mai exact din biologie, pentru că am urmărit expozițiile și lucrările tale și am observat că ai o pasiune pentru corpul uman pe care îl pictezi foarte în detaliu. Da, mă inspiră oamenii pentru că ei reprezintă o mare parte din tot ceea ce ne înconjoară. Ei reprezintă emoție, ei reprezintă dorire, ei reprezintă cam toate emoțiile pe care vreau eu să le transpun în arta mea și vreau să le dăruiesc la rândul meu oamenilor, așa cum le-am primit, în stare pură. Numai în oameni pot vedea pura emoție pe care eu vreau să o transmit. Cred că și biologia m-ar putea dezvolta în această privință, pentru că așa cum se studiază la medicină, anatomia, pe care am studiat-o eu și în clasa 7-a, mă ajută să conturez desenele mele să le conturez așa cum oamenii ar vrea să le vadă. După cum spuneai, chiar tu, arta înseamnă emoție, ceea ce vrei tu să transmiți, și mi se pare fascinant faptul că tu vrei să cunoști emoția subiectiv prin faptul că trăiești, prin faptul că pictezi, ai aceste pasiuni absolut minunate, dar și rațional, uite, prin biologie, prin chimie, cunoști foarte multe lucruri despre organismul uman și ceea ce se întâmplă, nu știu, când zâmbești, când ai emoții ca acum. Dar povestește-ne și despre limba română. Mi-ai spus că ești foarte pasionată de literatură, chiar că îți place și gramatica și că o asociezi și cu biologia și cu pictura, cum?
De mică am participat, din clasele 1-4 am participat la concursuri care au privesc această temă, limba și literatura română, și mai târziu, în gimnaziu, am început să aprofundez această materie, pentru că, așa cum spuneam despre artă, reprezintă tot emoție și ne înfățișează latura asta umană, puțin diferită, separată de noutatea zilelor noastre, ne arată cel mai important emoția lor și această emoție în artă și în literatură, în limba și literatura română nu se ascunde în spatele tehnologiei, dacă pot să spun așa, în spatele măștilor pe care le vedem de zi cu zi. Consider că în operele lor poeții sau scriitori în general se arată pe sine și se separă oarecum, separă această lume a fabulosului, a creației de lumea noastră, de care încerc să evadez și pe care încerc să o evit în arta mea, în literatură. Încerci să o eviți? Încerc să o cunosc, să extrag informațiile de care am nevoie, să îmi găsesc inspirația, să... Îți creez universul tău. Univers, pentru a-mi crea universul meu, așa cum am spus. Asta e minunat, faptul că putem să ne găsim un refugiu în artă și mi se pare foarte, foarte plăcut să întâlnesc adolescenți care încă au pasiuni pentru arte plastice și pentru lectură. Uite, noi ne cunoaștem mai mult timp și mi-ai mărturisit anul trecut că participai la Olimpiada Națională de Lectură. Îți place să citești? Îți place mai mult lectura? Da, reprezintă și asta una dintre pasiunile mele, pentru că lectura te dezvoltă nu numai în artă, dar ea te ajută să te dezvolți pe toate planurile. Ca vocabular. Și încurajez tinerii să citească, pentru că așa pot cunoaște mai mult în afara existenței lor și să cunoască indirect oamenii din spatele cărților. Da, e un punct de vedere foarte interesant. Ai încercat vreodată să scrii, pentru că îmi povestești de pasiunea asta ta pentru lectură și arte? Da, am început să scriu și chiar dacă nu m-am gândit foarte mult să continui înspre limba și literatura română, mi-ar plăcea ca în viitor să, pe lângă meseria asta de medic și artist, să pot publica scrierile, să pot direcționa oamenii spre această parte mult mai plastic. Superb! Ai început cu poezie sau cu proză? Cu proză. Serios? Da. Asta mi se pare fascinant, pentru că eu am început cu poezie, sincer, și pe asta îmi place foarte mult să merg. E de foarte multe ori greu să-ți găsești un fil narrativ și de multe ori ți se ciocnesc ideile în minte și nu știi ce turnul o să dai evenimentelor și cred că ți s-a întâmplat și ție? De obicei m-am lăsat condus de temele care erau prezentate în desene sau în subiectele pe care le rezolvam pentru Olimpiada Națională și ele mi-au arătat această parte, proza, și m-au determinat să încerc să văd ce va ieși din această încercare a mea. Interesant, deci biologia pe tine te inspiră și când vine vorba de proză și de poezie. Ce-ți place cel mai mult din biologie și ce te atrage mai mult atunci când scrii? Tot anatomia sau vezi o zonă mai mare de exploatare în lumea vegetală? Sau? Cel mai important este că am vrut să descoper oamenii atât pe plan sentimental,
prin desenele mele, prin proză, prin cum se exprimă ei, dar și în profunzime. Și cred că se poate observa o corelație între cele două prin faptul că încerc să surprind cât mai bine corpul uman, să exprim cât mai mult și cred că biologia m-a determinat să ca această exprimare să fie cu acuratețe, să aspir la o mai bună reprezentare. Într-adevăr. Acum mi-ar plăcea foarte mult să vorbim despre planuri de viitor. Știu că vei avea zilele acestea simulare, apoi evaluare națională. Te-ai gândit la ce profil vrei să urmezi la liceu? Mi-aș dori să merg pe profilul științe ale naturii, pentru că așa ar fi mult mai ușor drumul meu spre această direcție, spre medicină. Aș vrea să mă implic cât mai tare în activități de acest gen și să mă dezvolt atât cât voi putea, participând la olimpiade, organizând expoziții și cunoscându-mă pe mine în același timp. Deci vrei să continui și pe zona asta artistică de română, ce ne spui? Să ne așteptăm la vreun volum de poezii, la proză publicată în liceu? Cel puțin nu acum. Vreau ca ceea ce fac să reprezinte cât mai bine, să fie foarte bun, așa că aștept să te autocunoști, să ajungi la punctul acela când simți că poți să dai tot pe hârtie, așa cum faci acum cu picturile, nu? Da, într-adevăr. Super, am ajuns la un nivel de telepatie cu practica asta la biologie și la chimie. Mi se pare fascinant și lucrul ăsta. Și în rest, mi-ai pomenit la un moment dat despre informatică. Chiar mă întrebai, pentru că eu sunt la matematică, informatică, intensiv. Cum e informatica? Nu ți-ar plăcea? Pentru că mi-ai mărturisit de câteva ori că te-ar atrage și domeniul ăsta. Nu cred că mă regăsesc în acest domeniu, pentru că tocmai încerc să fug de noutate, de tehnologie, dar nu într-un sens destructiv, pentru că vreau să transpun ceea ce știu, vreau să transpun clasicul în ceva care să reprezinte, să oglindească lumea modernă și să o aduc în prezent prin, tocmai ce am spus, emoție și să se adreseze direct publicului, să am oameni care să înțeleagă arta mea, nu numai prin faptul că să se poate regăsi în arta mea. Da, mi-ai spus că vrei să îmbini elemente contemporane cu ceva clasic. Îmi mărturiseai chiar astăzi că ești foarte pasionată de renascentism și că vrei să readuci la viață preluând elemente de acolo și îmbinându-le cu ceva modern, dacă încă studiezi tema. Da, chiar dacă momentan nu am timp, pentru că, așa cum a spus și prietena mea, sunt foarte multe examene sau vreau să lucrez pe partea de reprezentare, vreau să îmi aprofundez studiul, să pot contura oamenii în mod artistic așa cum mi-aș dori să arate ei pentru mine, să fie cât mai real și să inspire oamenii să facă la rândul lor artă, să încerce să aprofundeze studiul în ce privește arta. Să se autodepășească și să fie așa ca un fel de reacție în lanț, pasiunea aceasta pentru domeniul artistic. Îmi spui de atât de multe ori că adori oamenii, că oamenii te inspiră, că oamenii sunt emoție pură. Te-ai gândit să-i cunoști mai bine prin voluntariat și genul acesta de activități pe care voiește liceul? Da, mi-ar plăcea să continui și în această direcție, pentru că emoția nu este într-adevăr emoție până nu ai o legătură directă cu publicul, până nu le simți tu trăirile, până nu le
până nu te pui în pielea celor din jurul tău și până nu înțelegi că viața nu reprezintă doar ceea ce vezi tu și reprezintă suma unor mai multe puncte de vedere. Și cred că prin acest mod, prin faptul că aș putea vedea oameni din alte medii care au alte viziuni asupra lumii decât mine, aș putea să ajung mult mai repede la obiectivul meu și anume la emoție, la transmiterea emoției. Într-adevăr, de la voluntariat cunoști oameni care sunt, nu știu, diferiți de... Foarte asemănător ție, chiar yes. Poate voluntari, este o atmosferă genială, dar să știi că te inspiră foarte mult după cum spuneai, pentru că treci prin atât de multe momente, să vezi prietenie exact ca la olimpiadă într-un fel și sunt lucruri care te marchează. Ce pot să spun? Dacă îți dorești atât de mult să fii voluntar, noi te așteptăm cu drag la PTP. Abia aștept. În clasa a noua. În clasa a noua? Da. Uite, am intrat din clasa a 10-a, nu am fost chiar atât de curajoasă, n-am luat voluntariatul cu pași atât de mari și tu îmi spui că vrei să faci atât de multe și olimpiade și expoziții și voluntariat. Vreau să încerc și să mă depășesc pe mine, să găsesc până la urmă ceea ce caut și anume să mă dezvolt în așa măsură încât să spun că așa am vrut să fiu, asta sunt eu și... Asta vreau să eu să vă transmit. Să pot să fiu un model mai întâi pentru mine și mai apoi pentru oamenii din jurul meu. Asta este onorabil. Uitați, Alina este un exemplu pentru toată generația noastră. Alina, ai un mesaj pentru telespectatorii noștri? Vreau să vă urmați pasiunile și să înțelegeți că ceea ce voi doriți este deasupra celor lucrurilor pe care oamenii vi le spun și orice ar fi să vă urmați dorințele și să credeți în voi, pentru că asta va duce, după cum am spus, la vă dezvoltă și așa vă puteți vedea cum vă doriți. Citiți, eliberați-vă, nu vă fie teamă. Mulțumim, Alina, mulțumim, dragi telespectatori, ne vom revedea săptămâna viitoare. O seară frumoasă!